La deschiderea ediției, o tânără a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce înțepa prezervativele într-un supermarket. Asta tocmai pe când Borcea s-a apucat să folosească prezervativele. 74% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită. 26% în direcția a aia o duc. Să mă amă! Da. Numai că ne postăm la, nou, la șapte. Numai nu la bani. <laughs> <laughs> și ultima dintre știrile astea mai scurte și mai la, nu știu, îndemână, să zic așa, un angajat din Ministerul Dezvoltării a primit mită un automobil scump. El a fost deferit justiției. S-a autosesizat el. La cât costă benzina acum? Wack, 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 wack. Nu, serios. Prind bine și pastilele astea, să știți, uite. Într-una dintre ele, cred că vă aduceți aminte, vorbeam de faptul că suntem pe ultimul loc în Europa la consumul de carte și la consumul de săpun. Și eu lansam în premieră campania Să pun mâna pe carte. O domnișoară din București a luat uber și a mers undeva în Dâmbovița, într-un supermarket s-a oprit și a luat de acolo vreau 60, nu știu, 10 de șampoane. Da? Vedeți? Eu am zis, trebuie să folosim săpunul. Dar ce să faci cu sute de șampoane dintr-una? Domnișoara era botoxată, a mers cu uber acolo, da? Când au prins-o, a zis, zice, trebuie să-mi cresc și eu copilul cu ceva. Pe Doamne, ferește să-i dai balsam de păr la la mic. Dă-i formulă, dă-i dă, țiță, dă ceva, nu se poate, da? Să pun pun! <laughs> Uite, ce e asta? Săpun? Un săpun murdar. Știți vorba aia, ce zice Ardeleanu când vede un câine alb? Uite, un câine nou. Asta e un săpun gata murdar. Bravo celor care au avut ideea. Nu spun numele. Serios, eu când fac reclamă iau bani. <laughs> Am vrea noi așa. Ară numai se poate, da, într o lume în care totul este roz, fără pată, totul este alb, a apărut și să pun asta pe bază de cărbune, te detoxifiază, te nu știu ce, și e foarte bun iarna când rămâi fără lemne, bași să pun pe foc. Să pun mâna pe tine, să pun cu cărbune. Dacă ar veni acum Miron Cosma cu ortaci în București, n-ar mai da cu bastanele, cu târnăcoapele pe intelectual, Dar dacă da câte un săpun.